Bună seara, Iannis, felicitări pentru reușită, o dublă pentru tine astăzi, e al patrulea gol în acest sezon, ai mai marcat de două ori în campionat, atunci ai jucat mai puțin. Cum te simți la finalul acestui meci? Mă simt bine, mă bucur că am reușit să-mi ajut echipa cu cele două goluri și în final sunt bucuros de calificare. Ce crezi că s-a întâmplat? La 3-0 v-ați crezut așa cu saci în căruță, cum se spune? Ne-am desconcentrat foarte mult. Pe lipsă de concentrare au reușit să ne egaleze. Te așteptai totuși să întoarcă de la 0-3? O echipă de eșalonul al treilea? Nu, dar în fotbal orice e posibil. Numai în fotbal se poate ca o echipă de Liga 3 să egaleze una de Liga 1 care se bate an de an la titlu. Și cupa e competiția surprizelor, nu? Așa se spune. N-a fost până la urmă o surpriză. Da, eu cred că experiența așa a spus cuvântul în final. Cum vezi tu acest, dacă îl putem numi încă început de sezon pentru FCSB și pentru tine personal? Pentru mine unul foarte bun, pentru că prin minute Mister îmi dă încredere, iar pentru echipă cred că e un nou început de când a venit Mister și eu cred că suntem pe drumul cel bun. Te bucur când vezi atâta lume în tribune, din nou în fotbalul românesc, și astăzi aproape 10.000 de oameni au venit să vă vadă și pe voi, să vadă și echipa gazdă CS Hunedoara. Da, e foarte frumos să joci cu spectatori. Este important să le oferim și noi un fotbal de calitate ca să mai vină. Până la urmă, fără suporteri, fotbalul n-are, nu e la fel. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Go, go, go.